Administrația locală a anunțat faptul că toate persoanele de pe raza municipiului Reșița care dețin card legitimație pentru persoane cu handicap sau dizabilități sunt rugate ca până la data de 15 iulie să se adreseze către Primăria Reșița la serviciul parcări situat pe strada Petru Maior numărul 2, bloc 800, etajul numărul 3, pentru eliberarea unui card de legitimație pentru persoane cu handicap nou, ca și element de noutate pentru noile carduri sau legitimații de parcare pentru persoanele cu handicap sau dizabilități. Vor fi număr de înregistrare de la registratura primăriei, seria, numărul certificatului de încadrare în grad de handicap sau dizabilități. Cardurile deținute la data actuală sunt valabile doar până la data de 30 iunie 2024. La depunerea cererii pentru eliberarea noului card legitimație de parcare, aferent persoanelor cu handicap sau dizabilități, pentru verificare vor fi prezentate documente în original, cum sunt cererea, documentul de identitate al persoanei cu handicap și al reprezentantului legal după caz în original, actul și valabilitatea acestuia prin care persoana este desemnată reprezentant legal sau documentul care face dovada reprezentativității, certificatul de încadrare în grad de handicap în original, cardul legitimație expirat sau cel care trebuie schimbat, și o poză tip buletin a persoanei pentru care se va elibera cardul legitimație. În evidențele primăriei municipiului Reșița sunt în prezent în jur de 1100 de persoane cu diverse grade de handicap și nevăzători, cu sau fără însoțitori, care au legitimație de parcare și urmează să fie schimbate în formatul unic.